Salutare, dragile mele fetițe! Astăzi, împreună cu voi, vreau să pregătesc acest minunat tort spartac cu mango. Mi-ați cerut rețeta. Pe canalul meu mai este o rețetă, doar că acela este spartac clasic. Acesta este puțin mai diferit ca spartacul celălalt. E că așa arată tortul meu cu tăcut decor. Împreună cu voi pregătim și decorul și crema de exterior. Absolut tot, și biluțele de ciocolată, tot ce vedeți aici, noi în acest video, azi filmăm. Așa că trebuie să aveți răbdare, vă preîntâmpin de la început, trebuie să aveți răbdare, să vizionați până la sfârșit, pentru ca să vezi ce învăța din acest video. Cam așa arată, mie îmi place foarte mult cum s-a primit, este extraordinar, superb. Acum vă arăt cum arată tortul Spartac. În interior tăiat, că eu am făcut mai înainte, dar la o zi de naștere, dar acesta n-a să-l pot desigur tăia, dar să vă arăt cum iese în interior, cum arată spartacul cu mango. Cam așa e. Este super. Deci, să trecem la treabă. Eu vă doresc răbdare, să puteți viziona acest filmuleț, această rețetă de a întregul și cu cremă și cu tot, cum am mai spus. Dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă la canalul meu, dați like, distribuiți. Și să trecem la treabă. Iată, fetele, cum arată tortul. Ia uitați-vă și de moale. Mamă, acum și-l gustăm. Foarte gustos. Pentru a lua asta avem nevoie de 150 de grame de miere de albini, avem nevoie de 100 de grame de unt, 150 de grame de zahăr, 65 de grame de cacao, 3 ouă. Aici am făină 200 de grame. A să vedem cât a să meargă. A să meargă tot sau a să mai trebuiască o linguriță de bicarbonat de sodiu și un pic de sare. La orice prăjitură, la orice și nu ați face voi dulce, numai decât să nu uitați de sare, pentru că gustul, sare schimbă gustul. Ce am mai vrut să zic? Cacao. Stăruiți-vă și luați cacao bună, cacao gustoasă, aromată, ca și foile să primească gustoasă. Mai întâi de toate, ce facem noi? Punem mierea, zahărul, untul într-o cratiță. Așa, aici am pus mierea, zahărul, sarea și untul și punem cratița la foc. Așa, topim toată compoziția aceasta. Adăugăm bicarbonatul când este zahărul topit. Stați lângă aragaz, nu lăsați la foc să se ardă aici. Amestecați bine. Focul să fie nici tare, nici prea încet, dați să fie mediu. Așa, la mine zahărul s-a topit. Acum să adaug bicarbonatul. Acum adaug bicarbonatul. Și el acuși intră în reacție cu mierea și să fac o spumă. Când vedeți că se prinde a schimba culoarea, vedeți, mai lăsați un minut, continuu amestecați și stângem aragazul. Am stâns aragazul, uitați-vă ce culoare de caramel. Continuați să amestecați. După care turnați într-un vas uscat. Această compoziție nu lăsați în ceaun, pentru că ceaunul sau cratița este fierbinte și vedeți că încă își schimbă culoarea, devine mai închisă. Uite așa culoarea a devenit, vedeți? O culoare de caramelă. Acum amestecăm și o lăsăm să se răcorească. Așa, deci s-a răcorit. Vedeți, parcă este o de asta o caramelă. Acum adăugăm ouăle și le incorporăm aici. Acum se va din mixerul. Adăugăm cacao și o incorporăm. Acum luăm făină, adăugăm două linguri,
și nu încorporăm. Adăugăm câte două linguri, da? Mai întâi de toate adăugăm două linguri și vedem ce consistența să aibă. Iată așa consistența are, mai adăugăm o lingură. Așa, deci cam așa consistență trebuie să aibă. Vedeți, este un aluat așa lichid, nu chiar lichid. Și uitați-vă ce culoare de ciocolată are. E că așa trebuie să vă primească la voi, da? La mine 3 linguri am mers, eu azi cântăresc făina rămasă și să vă spun exact cât a mers la mine, da? Voi aveți în vedere de ouăle voastre, de mierea voastră. La mine mierea a fost foarte groasă. Ouăle a fost așa medii, nici mari, nici mici, da? Medii. Vedeți după ouăle voastre, da? Cum ați fi, dacă ele sunt mai mari sau mai mici, depinde, da? Începeți cu 2 linguri să adăugați, după care să mai vedeți cât ați mai trebuiască. Așa, acum luăm foaie de tiflon sau o foaie de copt, da, de hârtie. Eu am un cerc de 20 de centimetri. Așa, și începem să formăm. Avem nevoie de o lingură așa, îndoietă. Și luăm câte o lingură de aluat. Și întindem. O lingură jumătate, depinde, da, nu e numai decât fix în fix să puneți, da, la fiecare foaie. Depinde. Când începem a face foile, pornim cuptorul la 180 de grade să încălzească și deja vă uitați după cuptorul vostru câte minute trebuiește la o foaie, da? Până ce vedeți că nu mai este, nu se lipește de mâini, de deget când ați o atingeți. Am îndoit lingura ca să-mi fie mai ușor pe cerc, să-mi iargă așa iană, da? E ca așa. Să primesc niște foi subțiri și fine. Încă așa. Vedeți? Cam așa trebuie să primească și la voi. Luăm altă foaie. În felul următor, așa pregătim toate foile câte să ne iasă. Eu o să vă spun din compoziția asta câte foi mi-au ieșit mie, da? Sunt foarte gustoase foile, aromate, foarte pufoase, se înmoaie foarte rapid cu cremă din smântână. Crema va fi din smântână și împlutura va fi cu mango. Voi ați văzut când eu am postat pe pagina mea că am făcut tortul acesta și voi m-ați rugat ca eu să-l filmez pentru că eu am tort Spartac pe canalul meu, doar că nu-i în așa mod, în alt mod e făcut Spartacul acolo, știți? Și cam așa. Eu coc foile, așa, una de din data, vreau să vă arăt. Iată așa. Vedeți? Este superbă. Foile acestea de tiflon, eu le folosesc mai mult timp. Iată eu așa cu șpatel și strâng tăi de pe ea și fac foaia mai departe din aluatul rămas. Așa, cât la noi scoace foile, noi să ne ocupăm de inserție. Aici am 700 de grame de asta, mango înghețat, congelat, 170 de grame de zahăr și 150 de grame de apă. E ca așa. Punem la foc să fiarbă. Așa, aici fierbem mango. Îl fierbem atât de tare cât să fărâme. După care cu chestia și de făcut piure de cartofi, îl tăpușim, da? Îl fărmăm. Nu cu blenderul. Dacă să-l faceți cu blenderul, a să primească așa o pastă. Dar nu ne trebuie să primească cu bucăți de mango. Nu să fie așa tot format ca o pastă. Așa, vedeți? În momentul acesta, fierbând, da, încă fierbe, eu fărâm așa. Mango. La etapa aceasta mai fierbem până se îngroașă un pic, dar dacă vrați să adăugați o lingură de amidon de porumb, puteți să o dizolvați într-un pic de apă rece și o adăugați aici, dar eu n-as fac chestia asta. Eu mai fierb un pic să mă îngroașă și apoi o pun la rece. Încă vedeți, se îngroașă și zbăcăs de mango. Din ce cauză eu n-adaug amidon, deoarece când tai tortul, vreau să curg așa mango de prin straturi. Dacă adăugați amidon, el a să fie așa mai
mai gros, adică n-a să curgă. Eu ați vă arăt în video și în tăietură tortul și să vedeți cum este. Este extraordinar. Doar că mai fierbeți un pic să mai scadă din apă, da? Și îl oprim. Acum eu topesc glazură de ciocolată neagră. Îmi trebuie să fac niște cropulețe din ciocolată, da? O topesc, după care să adaug aici gel comestibil de culoare neagră. Mie îmi trebuie niște globulețe de culoare neagră. Aici am pus glazură de ciocolată neagră și ulei. Ulei fără miros. Așa, niște chestii le-am comandat de pe Jum. Și să le încerc să vedem cum se primește este culoare neagră. Am pus. Acum vreau de care eu folosesc. Am cumpărat prima dată așa ceva. Nu știu dacă mi se permite să arăt, dar vă arăt cum scot din chestiile astea. Am scos două, încă așa mi-ar de jur împrejur. Așa. Încă să rup. Încă așa. Așa, vreau să vă arăt așa un globuleț. Încă așa. L-am colorat, da? Cu pendurin. Și mai am așa un globuleț, acum să șterg mâinile. Nu iam așa unul, negru. Acum vreau să vă arăt cum scot eu chestiile astea. Nu toate îmi ies perfect, care se mai lipesc, care plesnesc, care și mai care. Dar ne stăruim așa, încetișor. Așa, una este gata. Vedeți? Una este gata. Acum încercăm a doua. E ca așa. E că dacă n-ai unghii tot nu poți. Dacă ai unghii tot e rău, dacă n-ai tot e rău. Așa că să aveți în vedere. Să nu spuneți de ce am unghii. Pentru că mi-e foarte ușor. E așa. Culoarea neagră. Poate eu nu scot corect, fetelor, dar prima dată fac chestiile astea, știți? Și trebuie să mă mai antrenez. Cam așa. Și vreau să vă arăt cum fac eu. Așa. Pun aici. O astup. Și torn așa, de jur împrejur. Și scoatem altul. Uite așa se mai întâmplă și de este, da? Nu, dar ce să facem? Cum fără ele? Nu putem altfel. Așa, vreau să vă arăt cum... Nu vreau tot procesul să vă arăt cu o globuleță. Chestiile și ele care le-am făcut eu astea, ei nu-mi plac. Se lucrează foarte greu cu dânsele și eu mai repejor fac cu acestea. Deci, cum le fac eu așa? O leacă ulei, eu cândurin, pun așa iană. Uite așa. Foarte ușor să fac în chestiile de silicon. Dar în așerea, orică le pân și azi mă deprind eu, ori trebuie să caut un video ceva să mă uit cum se face. Pentru că eu nu știu precis cum să scot ele, cum. Și mai multe am fermat decât le-am făcut, știți? Și am zis că nu, mai bine fac așa cum facem eu până acum. Așa, fac așa. Acum mă duc la lavoar și scutur toată chestia asta. Așa, am scuturat-o. Aici am ciocolată topită ca finire, da? Ciocolată. Și eu pun așa. Cineva face cu ăsta, pensula, da? Dar eu nu vreau să mă joc pensula, pentru că când faci cu pensula trebuie să pierde, da, piuța. Trebuie să faci de 2-3 ori ca să primească grosuță, da? Dar eu fac așa cu limpița. E că așa iar nu fac. De jur împrejur. Și să primesc super. E că așa. Numai decât nu uitați să... astea nâns. Acum să vă arăt ca să radiți toată ciocolata când a să scoateți globulețele să nu sfărâme, știți? Așa. E că așa eu fac cu lingurița de jur împrejur și le dau la congelator. Le dau la congelator până și se întăresc bine. A să ziceți că e o grămadă ciocolată. Păi, na. Fiecare face cum vrea. Eu vă arăt cum fac eu. E că așa radiți toată ciocolata. Da, să fie este curate. Așa. Ca pe, dacă nu le radiți, ele când le scoateți plesnesc. Trebuie să fie marginea foarte, foarte curată, adică rasă de ciocolată. Da? E așa.
și le dăm la congelator. Aici am scoase de la congelator acum, da? Și acum și le scoatem. Să ele scot foarte ușor, numai că trebuie încetișorul. E așa. Hai ca să le presnesc acum așa. Am emoții fiilor. E așa, ele scot foarte ușor. Așa. Încet șur să nu plesnească. Așa. Așa, în felul următor. Acum încălzăm o farfurică și le punem acușvaret. Așa, am încălzit o farfurie și luăm câte două jumătăți, da? Le mozolim aici și le pleiem una de alta. Vedeți, da? E că așa, le-am împleiat, le dăm deoparte și în felul următor procedăm și cu aici micuț, da? E că așa. Hop. E că așa. Le lipim. Eu vă spun că varianta aceasta este cea mai ușoară pentru mine. Chiar e cea mai ușoară pentru că cealaltă variantă nu mi-a plăcut, că e foarte greu de făcut și e mult bătaie de cap acolo. Nu știu, trebuie să mă învăț cu acelea să lucrez, dar până și nu pot. Da? Iată aici unii puțină plesnită, nu-i nimic strașnic. Voi să o puneți în dos, da? Și ați fi totul super puper. Da, ca să vă arăt și unul neagră. Neagră, negru. E ca așa. Cineva să iei de unghiile mele, dar n-aveți decât să vă luați. Tac, aici este încă nusul. E ca așa. Pun așa. E ca așa negru. Așa. În felul următor așa le lipim pe toate. Așa, acum vreau să vă arăt cum fac eu cu tandurina. Eu ce de mult am pus. Așa. Luăm, punem pe o pe asta, da? Așa și ne jucăm așa ea. Ca să primească mai aurii și mai așa mai frumoasă, vedeți? E ca așa se primește. Uitați-vă ce e de strălucitor și ce e de frumos. Nu vă uitați la mâinile mele că sunt negri, că sunt de la colorant, da? Nu nimic strașnic. A să-mi spuneți de ce nu pun mănuș, de atât dacă nu mi-i comod să lucrez în mănuș. Bine? Așa că să nu aud așa gălăgie, eu vă arăt fetelor cum fac eu. Voi faceți cum vreți voi. Uite așa. E ca așa, ia uitați-vă ce e frumos, vedeți ce strălucește? Superb! Iată așa, le-am vopsit, ia uitați-vă ce strălucesc. Și este sunt negri. Tare îmi plac, e ca așa combinația să fie la decorul Spartacului, fetele. Fetele, dacă sunt căscată, pis căscată. Am uitat că eu filmez rețeta și am făcut crema. Deci aici am 950 de grame de smântână scursă cu 180 de grame de zahăr pudră și o picătură de esență de lămâie. E ca așa, crema mi s-a primit pufoasă. Am uitat să vă arăt, da? V-am spus, da? Cred că să mai rămâie cremă, dar eu întotdeauna fac mai mult decât să nu-mi ajungă, mă ghin să-mi rămâie, știți? Din compoziția care v-am... am făcut foile, mi-a ieșit 12 foi. Așa, acum să începem să strângem tortul. Punem un pic de cremă și punem foaia. Știu că am întrebări de ce lucrez fără mânuși, fetelor, dacă azi n-am spălat mâinile astea de 1000 de ori, am fiut și eu nebună deja. Să știți, în cofetării sau unde n-a fi, în cofetării, da? Mănușul nu se pun, pentru că cu mănușul sunt foarte mulți microbi. Mâinile goale le speri mereu și foarte, foarte des când le sunt murdare, da? Deci, dați-vă arăt un life hack de meu. Am așa niște chestii, da? Le-am cumpărat, e ca așa, și le-am tăiat în două. Și eu pun în jurul cercului acesta. E ca așa. E ca așa, eu strâng tortul. Strângem, așa. Și vă mai arăt un life hack, lingura mea magică, care punem acuși cremuță. Dați arăt puțin. Așa. E așa. Punem cremuță. Așa. Și cu ajutorul la lingura magică întindem crema. Așa. Deci,
Începem. Ansamblarea sau ansamblarea tortului. Câte voi să învață rămână, învață rămână, nu vreau să învăț, eu o să așa mai dirioșnă, de la țară, fiilor, și nu prea eu cu... Nu, bine, hai, să facem treabă, ca păi vorba mult ochiul vânăt, cum s-ar spune, știți. Așa, bine, am întins bine. Acum vom pune mango. Dați eu de aici, ia câtă lui mango meu. Ia uitați-vă ce e frumos, vedeți? Și uitați-vă ce pastă groasă s-a primit. Acum, ați luăm cu lingurița și vom pune așa. Ori puneți într-un poș, fetele, ori așa cu lingurița. Că când ați apăsați foaia, stăruiți-vă pe margine să nu puneți, că eu am pus o leac pe margine, dar să nu puneți. Dați-vă stăruiți pe margine să nu puneți, că pe ea scurgă. Na, nu curge, dar adică mai bine să fie bine. Așa. Când ați puneți foaia, apiela să întindă, dați spun așa, să vedeți mai bine, da? Ia așa. Acum punem foița. Ia așa. Opa. Și apăsăm. Apăsăm bine, bine, bine. Acum am pus foaia. Acum punem cremă, iarăși mango, iarăși foaie, iarăși... Și tot așa mai departe, ca să nu lungim video și așa ca să primească un video lung. Dar nu uitați că video lung ca să primească, deoarece aici facem totul. Și decorul, și cum pregătim decorul. Absolut totul. Așa că cine are nevoie de sfaturi, de greșeli care le întâlnesc eu, puteți să-l vizionați până la urmă. Iată acum am pus în poș, da? Și vreau să vă arăt cum puneți cu poșul. E ca așa de jur împrejur. Asta la alegerea voastră. Vedeți voi cum vă mai comod, așa fășeți. E ca așa. Vedeți cum s-a primit? E ca așa. Gata, l-am făcut. L-am umplut, au rămas două foi. Da? E destul din înalt, e ca așa. Vedeți? Cam așa. Acum luăm peliculă. Acoperim tortul și îl dăm la frigider până mâine dimineață. Și mâine îl vom îndrepta. Tortul nostru va fi de culoarea neagră pentru o domnișoară de 20 de ani. O ales tortul negru, hai să fie negru. Ce problemă? Luăm ceva, o padloșcă, o punem deasupra la tort. Nu pe tort, dar deasupra la peliculă, da? Să fie așa, într-o mărime. Îl dăm la frigider și punem ceva greluț sus aici. Puteți puneți un kilogram de zahăr sau eu știu ce aveți voi de pus așa. Crema noastră care a rămas. E că atâta. Nu, ca să înțelegeți, dacă punem și acelea două foi, dar era prea înalt deja, aveți să fie fix în fix crema. Cam asta, ne vedem pentru crema de exterior, da? Avem nevoie de 200 grame de unt, 200 grame de frișcă lichidă și 200 grame de ciocolată neagră. Acum vă arăt ce fel de ciocolată folosesc, frișcă și unt. Eu nu știu dacă mi se permite să arăt, dar untul ia ca așa folosesc, frișca ia ca așa și ciocolata ia ca așa. Așa, acum punem ciocolata aici, frișca peste ciocolată și dăm la micrountă câte 20 de secunde până ce topim ciocolata. Untul să fie așa, la temperatura camerei, să nu fie tare, tare moale, știți? Acum să vă spun cât, cât are. 21 de grade are. Am scos-o și o amestecăm. Topim ciocolata. Tot în această ciocolată vom adăuga colorant gel. Iată așa, negru. Că nouă ne trebuie cremă la exterior neagră să fie. Colorant folosiți ori gel, ori praf. Eu am praf pentru ciocolată și așa gel. Ciocolata să fie la temperatura untului, da? Cât are untul, atâta să aibă și ciocolata. Încă este fierbinte, da? Ne amestecăm să răcorească. Acum să adaug colorant negru. Mie îmi trebuie să fie culoarea neagră, neagră, neagră. Eu vă recomand, când vă trebuie culoarea neagră, neagră, folosiți ciocolată tot neagră. Să fie cu cacao mai mult, pentru ca să obțineți un negru, da? Uitați-vă ce culoare neagră. E așa. Când o să amestecăm, o să incorporăm cu untul, nu va fi așa negru tare și vom adăuga deja praf. Sau gel sau praf, să vedem. Cât se răcește ciocolata, ne apucăm să batem untul. Când bateți untul, nu uitați să strângeți așa de pe mărcini, da? Acum eu o să adaug în unt
puțin colorant negru, dar praf deja. Uite așa. Am bătut untul în jur la 5 minute și iată așa o cremă ni s-a primit. Acum vedem ce e cu ciocolata noastră, dacă s-o răcit. Încă nu s-o răcit, are 31. Trebuie să fie la temperatura untului. Mai amestecăm să se răcească. La noi încă nu este gata ciocolata. Mai amestecăm. Să vedem cât are. Iată cât are untul. Joacă așa. Încă așa, el joacă. Acum este perfect pentru să încorporăm. Deci, așa arată. Acum luăm un pic câte un pic, adăugăm în unt și batem. Eu aș puncte două linguri. Așa, e că așa s-a primit la noi, doar că eu să mai adaug niște de asta, colorant gel. Așa. Vreau mai, un pic mai neagră să fie crema. Așa, eu am obținut culoarea care mi-am dorit-o. Uitați-vă ce negru frumos. Acum, după ce am bătut crema bine, mai amestecăm așa cu o spatula, vreo minută, două, să scoatem tot aerul din cremă. Toate bulele, da? Îmi place culoarea care s-a primit. Vedeți? Și este o cremă foarte fină. Și crema noastră este gata pentru lucru. Uitați-vă ce cremă fină. Vedeți? Este superbă. O rețetă foarte simplă și foarte, foarte bună. Pentru îndreptarea tortului este minunată. Cu această cremă puteți faceți și de asta și ceva figurine, da, pe tort. Să puneți, să faceți ceva floricele, eu știu acolo ce vreți voi. Cam asta-i. Este superbă pentru tort, fetele. Încercați-o, că este superbună. Acum vom aduce tortul și îl vom îndrepta. Așa. Facem cercul. Să îmbrăcăm tortul în două straturi. Pentru că într-un strat să fie... Na, să vedem. Dar cred că în două straturi să-l îmbrăcăm. Așa, de jur împrejur punem crema și apoi cu spatele îndreptăm. Așa. Unii trebuie cremă, mai adăugăm. Așa, am pus un strat. Acum îl dăm la frigider, după care mai punem un strat de cremă. Un strat mai subțirel, da? Punem unde să aibă nevoie tortul. Așa, am adus tortul din frigider și aplicăm a doua parte, da, a doilea strat.
toată crema care este în plus, noi o scoatem de aici, da? Dacă puneți puțină cremă, voi n-ați aveți de bun îndreptat tortul. Ceea ce e aici în plus, noi tot scoatem, da? Adică nu o retrăiesc din cauza asta. Așa, tortul nostru este gata. E așa. Acum dau la frigider și un pic ca să îndrept deasupra. Și atâta tot. După care așa. Acum ne apucăm să decorăm tortul. Eu aici mi-am pregătit totul. Cifrele, am așa străluc comestibil, ciocolată topită, tot mi-am pregătit. Acum ne apucăm de treabă. Așa, luăm chestișică de asta și o punem așa. Așa. O aplicăm. Uite așa. Eu o să fac așa încet șurul și apoi să dau, cred că, mai rapid video, pentru că a să-mi iei foarte mult timp pentru la decorarea tortului. Vă iei foarte mult timp, să știți. Aici am ciocolată topită, glazură, adică nu ciocolată, dar glazură de ciocolată topită, ca să încheiem astea șaricile astea noastre. Așa, luăm unul. Al băgăm așa în ciocolată și al punem aici. Așa. Mai luăm unul mic și al aplicăm aici. E așa. Luăm cifra 20 și tot o lipim aici. Încă așa luăm, punem ciocolată. Nu puneți mult să iasă pe părți. Așa, un picuț. Așa. Încă așa. În video arată parcă e pe o parte, dar e tot ok. E tot drept. Așa, eu încet, încet o să decorez, da? Pun așa, de sus până jos. Pun biluță. Așa, deci tortul meu este gata. E că cam așa arată. Îmi place enorm cum s-a primit. Este superb, fetele. Tare îmi place. Cam așa arată. Și aici am ajuns la finalul rețetei noastre spartac cu mango și decorul negru. E foarte frumos, îmi place enorm cum s-a primit. Cam așa arată. Eu v-am pupăcit. Dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă la canalul meu, dați like, distribuiți și a să mă stărui măcar o rețetă sau două săptămână să vă filmez, pentru că de mult nu am filmat, dar știți, familia, copiii și comenzi, na, nu dispun așa mult timp. Cam așa, eu vă pup și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pa, pa!